Hristos a înviat! Bun găsit, dragi ascultători, dragi telespectatori, bun găsit, iubiți credincioși, din studioul Ercis Media. Vă salută de la microfon Părintele Adrian Blăjuță și de la pupitrul tehnic Eduard Lucaci. Transmitem Sfânta Liturghie din Duminica a treia a timpului pascal. Liturghia este prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop al diecezei romano-catolice de Iași. Alături sunt Părintele Egidiu Condac, vicar general, Părintele Paul Budău, decan și paroh al parohiei catedralei, Părintele Mihai Budău, ceremoniel, și Părintele Diacon Paul Vârgă. La această sfântă liturghie pe care o transmitem din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, preoții care slujesc la episcopie și la parohia catedralei împreună cu surorile din congregația Slujitoarele lui Hristos, marele preot care slujesc la episcopie, vor susține rugăciunile și cântarea. Corul este dirijat de Părintele Robert Rătan la orgă Maximilian Husaru. Evanghelia prezintă astăzi doi ucenici care se îndreaptă spre Emaus. Sunt triști, obosiți, fără speranță. La final, tristețea se schimbă în bucurie, în entuziasm, în dorința de a împărtăși și altora motivul bucuriei. Cum reușesc ei să depășească disperarea, vom afla ascultând Evanghelia. Vă invităm și în această duminică să vă dispuneți inimile pentru a asculta cuvântul dumnezeiesc, pentru rugăciune și meditație. Vă doresc vizionare și participare în rugăciune rodnice în credință. De Iași, cucernice Părinte Paul, decan și paroh de Iași, cucernici părinți, puțini care sunteți prezenți acum în Catedrala din Iași, dragi surori și iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin intermediul mijloacelor de comunicare. Să-L rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru, astăzi când noi catolicii de rit latin suntem în a treia duminică a Sfintelor Paști, să binecuvânteze această apă pe care El a creat-o și cu care vom fi stropiți în amintirea botezului nostru. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși Duhului Sfânt pe care l-am primit în dar. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, ascultă cu bunăvoință rugăciunile poporului tău, care își amintește acum de lucrarea minunată prin care ne-ai creat, și de lucrarea și mai minunată prin care ne-ai răscumpărat. Tu ai creat apa ca să dea rod ogoarelor, să învioreze și să spele trupurile noastre. Tu ai făcut din ea slujitoarea îndurării tale.
Prin ea ai eliberat poporul tău din robie și i-ai potolit setea în pustiu. Prin chipul ei, profeții au vestit noul legământ pe care aveai să-l închei cu oamenii. În sfârșit, prin apa sfințită de Hristos în Iordan, tu ai reînnoit baia nașterii celei noi, firea noastră decăzută. Te rugăm așadar, Doamne, binecuvântează această apă, ca ea să ne amintească de botezul primit și dăruiește-ne harul să împărtășim bucuria fraților noștri care au fost botezați în sărbătoarea Învierii. Prin Hristos, Domnul nostru. Puternicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu pietate Sfânta Liturghie, să ne învrednicească a lua parte la masa împărăției sale.
cerului Dumnezeu. Salte pururi de bucurie poporul tău, Dumnezeule, căci ai reînnoit tinerețea sufletească, dăruiește-le credincioșilor tăi, care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii, harul să aștepte recunoscători, cu speranță neclintită ziua învierii lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În ziua de Rusalii, Petru stând în picioare împreună cu cei 11 și-a ridicat glasul și le-a vorbit.
Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să vă fie cunoscut aceasta și fiți atenți la cuvintele mele. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi, prin fapte puternice, minuni și semne, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți, pe acesta, care a fost dat după planul stabilit și preștiința lui Dumnezeu și pe care voi l-ați răstignit și ucis prin mâinile celor fără de lege, pe acesta Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morții, deoarece nu era posibil să fie ținut sub puterea ei, căci David spune cu privire la el: Îl vedeam mereu în fața mea pe Domnul, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea și limba mea a tresăltat de veselie. Ba mai mult, și trupul meu se va odihni în speranță, pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nici nu vei permite ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții, mă vei umple de bucurie cu prezența ta. Fraților, să-mi fie permis să vă vorbesc cu îndrăzneală despre Patriarhul David. El a murit și a fost îngropat și mormântul lui este printre noi până în ziua de azi. Dar fiind profet și știind că Dumnezeu îi făcuse jurământ, să așeze pe tronul său un descendent al lui. El a văzut dinainte și a vorbit despre învierea lui Hristos. El nu a fost lăsat în locuința morților și nici trupul lui nu a văzut putrezirea. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înviat și noi toți suntem martorii acestui fapt. Înălțat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu, și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți și auziți voi, cuvântul Domnului. Tu îmi vei face cunoscută, Doamne, cărarea vieții. Dumnezeule, pentru că-mi caut refugiu în tine, i-am spus Domnului: Tu ești Dumnezeule meu. Domnul este partea mea de moștenire și cupa mea cu sorți. Tu ești acela care ai în mână soarta mea. Binecuvântez pe Domnul care m-a sfătuit, la aceasta până și noaptea mă îndeamnă inima. Îl am mereu în fața ochilor pe Domnul, dacă El este la dreapta mea, nu mă mea se bucură și sufletul meu tresaletă de bucurie, ba chiar și trupul meu se va odihni în siguranță, deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea.
ce cunoscută cărarea vieții. În fața ta sunt bucurii de pline și desfătări veșnice la dreapta ta. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Preaiubiților, dacă îl numiți Tată pe Cel care, fără de părtinire, judecă fapta fiecăruia, purtați-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre. Voi știți că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din purtarea voastră fără sens, moștenită de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, care, ca un miel fără cusur și neprihănit, era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit pentru voi în timpurile de pe urmă. Prin el voi credeți în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat gloria, așa încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Iisuse, explică-ne scripturile, fă ca inimile noastre să se aprindă când Tu însuți ne vorbești. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În aceeași zi, iată că doi dintre discipolii lui Iisus se duceau spre un sat al cărui nume era Emaus, care era cam la 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți să nu-L recunoască. El le-a spus, ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând, i-a spus, numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea? El le-a zis, ce anume? Ei au spus, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum arhiereii și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit.
Noi speram că El este Cel care trebuia să elibereze Israelul, dar cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Ba mai mult, unele femei dintre ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis de dimineață și, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că El este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au spus femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci le-a zis: O, nepricepuților și greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeți! Oare nu trebuia Hristos să sufere acestea și să intre în gloria Sa? Și începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat toate scripturile cele referitoare la El. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, El s-a făcut că merge mai departe. Dar ei L-au îndemnat insistent: Rămâi cu noi, pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșite. Atunci a intrat să rămână cu ei. Și pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și L-au recunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul: Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se în același ceas, s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau cu ei, care le-au zis: Domnul a înviat într-adevăr și i s-a arătat lui Simon. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Cuvântul Domnului. După ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, se cuvine ca să facem acum, ca de fiecare dată, o reflecție serioasă asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu, făcând aplicare la viața noastră de credință, pentru că, așa cum cunoașteți și ați auzit de atâtea ori că noi preoții am spus-o la predică, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este valabil pentru toți oamenii din toate timpurile. Am ascultat în lectura părintelui diacon Paul o pagină din Evanghelie care face cât toate patru evangheliile la un loc. Așa se exprima scriitorul catolic francez Jean Guiton. Este într-adevăr una din cele mai frumoase pagini ale Bibliei, care ne vorbește despre un adevăr pe care n-avem voie să-L uităm niciodată dacă vrem ca viața noastră pe pământ să aibă rost și să ne placă să o trăim, în ciuda dificultăților pe care le întâmpinăm fiecare. E vorba de prezența permanentă a lui Hristos cel viu în mijlocul nostru, alături de noi, în casele noastre, în preocupările noastre zilnice, prezența Lui permanentă, a Lui Hristos cel viu, a Lui Hristos despre care ați auzit în prima lectură Sfântul Petru, în ziua de Rusalii, vorbea cu atâta entuziasm, cu atâta forță de convingere, încât toți L-ascultau fără să clipească.
ci tot El ne vorbește în a doua lectură de astăzi, că am fost răscumpărați, nu cu bani, nu cu argint, nu cu aur, ci cu sângele prețios al lui Iisus, Cel care și-a dat viața pentru noi murind pe cruce, Cel care a fost înmormântat, dar care a treia zi a înviat glorios și măreț, pentru a nu mai muri vreodată. A trăi în prezența Lui este un lucru esențial pentru viața noastră a tuturor. Cum să facem conștient această prezență a lui Iisus în viața noastră? Am citit într-o carte despre un frate călugăr de la frații școlilor creștine, se numește Benildo, că proceda în felul următor pentru ca să nu uite că Iisus este mereu prezent în viața lui. Când auzea clopotul, uite și acum auzim de la mitropolie clopotele, sau când bătea gongul, ora exactă, la ceas, se ridica imediat în picioare, așa cum face soldatul când superiorul lui îi spune, soldat, drept, sau la școală copiii, când se face catalogul, copilul se ridică și spune, prezent. Așa proceda acest frate călugăr ca să nu uite că Iisus cel viu este mereu prezent în viața lui, în toate gândurile, cuvintele, vorbele, faptele sale. Nu vă determin sau vă oblig să faceți același lucru, deși nu-i rău dacă ați face-o, dar a fi conștienți cât mai mult în timpul unei zile de prezența lui Iisus cel viu în viața noastră a fiecăruia este de o importanță capitală pentru noi toți. Iisus înviat știm că ne-a promis, iată eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Sunt cuvintele Lui, Dumnezeul făcut om. Cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Cei doi ucenici de la Emaus, despre care am auzit în pagina evanghelică de astăzi, constituie un exemplu concret a ceea ce am spus mai înainte. Iisus era cu ei. L-au văzut cu ochii lor, vorbeau între ei, deși Iisus pentru început nu le-a spus nimic, i-a lăsat să povestească, dar era lângă ei. Și la un moment dat îi întreabă, ce anume veți voi să spuneți în discuția pe care am auzit-o și eu acum? Cum, dar tu vii de la Ierusalim acum? Că de acolo veneau, de la Ierusalim, și n-ai auzit nimic despre Iisus din Nazaret, ochii erau închiși în așa fel ca să nu-L recunoască pe moment. De aceea îi spun necunoscutului, cum tu vii de la Ierusalim și n-ai auzit ce s-a întâmplat cu un oarecare Iisus din Nazaret și începe ei să povestească cu detalii și spuneau aceste cuvinte la un moment dat, noi speram speranța că El va fi eliberatorul poporurilor și așa mai departe. Dar iată că mai marii poporului l-au omorât, l-au îngropat și mergeau acum dezolați acasă. Toate speranțele lor erau năruite, pentru că ajungând acasă, la frângerea pâinii, Iisus să li se facă cunoscut. El care le-a spus, o, nepricepuților și greoi la minte, nu trebuia să se întâmple lucrul acesta sau toate aceste lucruri, nu trebuiau să se întâmple, așa cum spun Scripturile despre Iisus, că apoi
să învie glorios, dar n-au avut bucuria să stea prea mult recunoscându-L pe Iisus prezent în casa lor, pentru că Iisus cel înviat a dispărut din ochii lor. Și spune evanghelistul, deși era noapte, deși îi spusese străinului care se prefăcea că merge mai departe, rămâi cu noi că e periculos, nu poți merge noaptea pe drum. Și a rămas cu ei la frângerea pâinii, cum spuneam, li s-a făcut cunoscut și acum ei, fără să le mai fie teamă, deși s-au făcut întuneric, se întorc la Ierusalim, înfruntând orice primejdie, dar animați de bucuria că l-au simțit pe Iisus cel viu alături de ei, în viața lor, și s-au dus la apostoli să le povestească și au început să-și povestească unii altora cum l-au văzut pe Iisus cel viu, înviat din morți. L-au recunoscut la frângerea pâinii. Iisus continuă, iubiți credincioși, să fie cu noi, continuă să ne vorbească nouă oamenilor, lumii întregi, chiar dacă lumea, noi înșine, de atâtea ori, nu sesizăm prezența Lui și nu sesizăm pentru că suntem prea preocupați de lucrurile, de problemele vieții noastre pământești. Trebuie să găsim o modalitate de a ne aminti mereu de cuvintele lui Iisus. Eu sunt cu voi. Și când Domnul e cu noi, cine e împotriva noastră? Ce ușor vom trece peste dificultățile vieții dacă vom avea convingerea aceasta că Iisus este lângă mine, este în mine, este în casa mea, în familia mea, în problemele cu care mă frământ eu. Este extraordinar de important acest lucru pentru noi toți. Cum este prezent Iisus, Dumnezeu, între noi? Vă dau astăzi 4 moduri concrete de prezența lui Dumnezeu între noi, a lui Iisus cel viu între noi. Și vă rog să le rețineți bine. Cei care sunteți acasă, luați un creion și scrieți-le pe hârtie ca să nu le uitați. Primul, în Biblie este prezent Dumnezeu, Iisus. 2, în Euharistie. 3, în rugăciune. 4, în actele de caritate. Și explic puțin. Cum este prezent Dumnezeu, adică în Biblie? N-ați sesizat dumneavoastră că cel care citește, fie că este laic, fie că este cleric, diacon sau preot, la sfârșitul lecturii spune cuvântul Domnului. Nu spune cuvântul lui Ion Creangă, cuvântul lui Eminescu, cuvântul Domnului, Dominus, stăpânului cerului și al pământului. Asta este Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu. Prin ea Dumnezeu se face prezent mereu în mijlocul nostru, atunci când o ascultăm cu atenție, atunci când o citim acasă, cei care aveți Biblie sau măcar Noul Testament, ci citiți din ea, nu uitați că prin Scriptură, prin Biblie, Dumnezeu se face prezent în mijlocul nostru. Așa cum Iisus, mergând alături de cei doi pe drum, ați observat, ați auzit probabil și ați reținut, din Scripturi Iisus le dovedea că toate cele pe care cei doi le povesteau trebuiau să se întâmple. Că așa spune Scriptura, e cuvântul lui Dumnezeu. Deci ori de câte ori citiți, și vă rog să citiți cât mai des zilnic din Biblie, să nu uitați că acesta este un semn concret al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. 2. Euharistia, Sfânta Liturghie, pe care o celebrăm și acum și care vă spuneam altă dată și o să vin cu multe detalii în catehezele pe care le voi face în timpul acesta pascal, câte 2 pe săptămână, veți auzi la anunțurile de la sfârșitul liturghiei, Sfânta Liturghie, Sfânta și Dumnezeiască Liturghie.
Aici, mai mult decât oriunde în altă parte, Iisus se face prezent în mijlocul nostru, sub chipul pâinii și al vinului. Luați și mâncați, acesta este trupul meu. Luați și beți, acesta este sângele meu. Deci ori de câte ori venim la Sfânta Liturghie, noi venim să ne întâlnim cu Iisus cel viu, cel care repetă drama Calvarului în mod nesângeros și noi trăim întregul său mister pascal, așa cum spunem pe la mijlocul liturghiei după prefacere. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Și așa se întâmplă, cum v-am explicat altădată, nu există moment în timpul unei zile în care să nu se celebreze undeva Sfânta Liturghie. Și aceasta ne ține pe noi și ține mâna lui Dumnezeu ca să nu intervină Dumnezeu după faptele noastre ale oamenilor, că multe rele le mai facem în viață și atâția. Dacă ar fi să-și facă un examen de conștiință cu sinceritate, câte pot să enumere, să noteze în viața lor? Nedreptăți, înjurături, vorbe murdare, ură, dușmănie, etc., etc., etc. Și totuși, cum spuneau de atâtea ori și am auzit fiecare, cum ne mai rabdă Dumnezeu? Uite, datorită prezenței lui Iisus mereu în mijlocul nostru, care îi spune Tatălui ca pe cruce, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, și așteaptă mereu convertirea noastră. 3. În rugăciune. Ce este rugăciunea? Dialogul creaturii cu Creatorul său. Adică legătura pe care vrea omul când se roagă să o facă cu Dumnezeu, Stăpânul Cerului și al Pământului. Fie că îl laudă, fie că îi mulțumește, fie că îi cere iertare, fie că îi cere ajutor, și mai asta cel mai mult cerem noi în rugăciune, ajutorul lui Dumnezeu, creștinul, omul care se roagă, intră în prezența lui Dumnezeu și îl simte pe Dumnezeu. Dacă se roagă bine, simte prezența lui Dumnezeu în viața lui. De aceea trebuie să ne rugăm zilnic, mai ales momentele importante, principale ale zilei, dimineața și seara, înainte și după masă, când mergem la serviciu și ne întoarcem de la serviciu și așa mai departe. Sau să găsim noi momente, ca exemplul pe care vi-l-am dat la început cu acel frate călugăr, să spunem prezent, Doamne, mi-aduc aminte iar acum, Tu ești lângă mine, Tu ești prezent, Tu mă auzi ce spun eu, ce gândesc eu, cum mă comport eu. Foarte important e să știm că Dumnezeu este mereu prezent în viața noastră. Ne vom feri de foarte multe rele și viața noastră, sigur, va deveni mai bună, sau dacă este bună, și mai bună. Unde doi sau trei, spune Iisus, se adună, Eu sunt prezent în mijlocul lor. Realizăm acest lucru atunci când ne adunăm în familie, să spunem un Tatăl nostru împreună sau o altă rugăciune, sau urmăriți cum faceți acum mult în direct în transmisia aceasta din catedrala noastră sau din alte biserici, din dieceza noastră ori din altă parte. Realizați dumneavoastră și noi toți că acum Dumnezeu, Iisus cel viu, este prezent în mijlocul nostru. 4. În actele de caritate. Nu spune Iisus, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, adică fapte de caritate în numele Lui, mie mi-ați făcut, nu despre aceasta vom fi judecați noi la sfârșitul veacurilor, la marea judecată a lui Dumnezeu, despre caritatea pe care am practicat-o sau n-am voie să o practicăm. Ne-am închis inima la nevoile, necesitățile semenilor noștri. În catehism, am adus un catehism acum, o ediție mai nouă, dar este catehismul tridentin, vechi, cu întrebare și răspuns.
la numerele în ediția pe care vă arăt aici cei care urmăriți și dacă sunt luat în atenție acum de cei care transmit, la numerele 323 și 324, cei care aveți catehism, căutați-l acum acasă și deschideți-l la întrebările 323-324. Dacă este o ediție mai veche, 319-320. Și aici sunt menționate faptele de caritate legate de trupul sau de sufletul omului. Se cheamă fapte de milostenie trupească și fapte de milostenie sufletească. Cei care n-aveți catehism, ca să fiu sigur că le rețineți, le citesc eu acum. Cele de milostenie, faptele de milostenie trupească. A dat de mâncare celor flămânzi, a dat de băut celor însetați, a îmbrăcat pe cei goi, a adăpostit pe cei străini, a vizitat pe cei bolnavi, a îngropat pe cei morți. Asta referitor la trupul semenilor noștri. Dar omul are și suflet și putem face foarte multe fapte de caritate sufletului și trebuie să le facem dacă vrem să ne mântuim. Iată-le! A sfătui pe cei care sunt în îndoială, a învăța pe cei neștiutori, a dojeni pe cei păcătoși. Deci nu stau indiferent când unul înjură sau, știu, face fapte rele, nu mă interesează, eu îmi văd de ale mele. Nu, ai datoria, creștin fiind, să atragi atenția. Cu atenție, cu prudență, dar hotărât. A mângâia pe cei mâhniți, a ierta pe cei care ne-au supărat, a suferi cu răbdare nedreptatea, a ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii și pentru cei morți. Iată, catehismul, la adaus, menționează faptele de caritate. Că poate mulți se întreabă, eu ce să fac anume concret? Uite, scrie aici, în cartea asta. Vă rog, citiți-o, recitiți-o și mai ales și eu și dumneavoastră și noi toți să o punem în practică. Să punem în practică aceste fapte de caritate, pentru că spune Iisus, ori de câte ori ați făcut aceste fapte, gesturi de caritate, unuia dintre semenii voștri, mie mi-ați făcut semn al prezenței lui Iisus între noi. Și dacă ne gândim câte fapte bune putem face, în câte feluri îl putem întâlni noi pe Iisus, vedeți, rețineți-le pe acestea patru, le repet, în Biblie, în Euharistie, în rugăciune, în faptele de caritate. Iisus, în felul acesta, este mereu, mereu, mereu prezent în mijlocul nostru. Numai că noi trebuie să fim atenți. Și închei cu un exemplu. La sfârșitul predicii de duminică, un preot, paroh, văzând că lume puțină în biserică, acum, vedeți, dumneavoastră credincioși, sunteți reprezentați mai departe de aceste lumânări. Sperăm să treacă cât mai repede acest timp, să ne vedem mai mulți în biserică. Și preotul era supărat, nu era pandemie. Nu vinea lumea la biserică, veneau prea puțini. Și apoi câte auzeau ei că se întâmplă în parohia lui. Și s-a gândit el să le spună așa credincioșilor, iubiți credincioși care erau în biserică, duminica viitoare, la liturghia de seară, de la ora 6, va veni Iisus personal în mijlocul nostru. Au rămas toți uimiți. S-a dus vestea ca fulgerul. Duminica următoare, biserica era arhiplină. Nu puteai să pui un pai între ei. Să-L vadă toți pe Iisus. Să-L asculte pe Iisus. Curioasă cum este lumea. S-a terminat liturghia de seară și apare Iisus. Toți așteptau fie să-i mustre, fie să le spună o predică fulminantă, cum făcea el în timpul vieții pământești, atrăgând gloate nenumărate în jurul său. Iisus, spre surprinderea tuturor, doar le zâmbește frumos
Și le spune doar atât, cum le-a spus apostolilor în seara zilei de înviere, când a intrat deși ușile la încuiate. Pace vouă! Și altceva nimic n-a mai spus. Care mai de care s-a angajat, fiindcă se lăsa noaptea, să-l primească, să-l aibă ca oaspete pe Iisus, să doarmă în casa lui. Primul parocul voia acest lucru, dar voia și cu tare și cu tare și, ca să nu se supere nimeni, Iisus a respins politicos gestul lor de invitație, spunând: eu rămân în biserică în noaptea aceasta. Au plecat toți acasă, mulțumiți cel puțin că l-au văzut pe Iisus, i-au auzit un pic vocea. Iisus a rămas în biserică. A doua zi, când clopotarul a descuiat biserica, s-a speriat. L-a chemat repede pe paroc, s-a apropiat liturghia, lumea la biserică, au rămas toți uimiți, crezând că biserica a fost supusă unui act de vandalism. Peste tot era scris în diferite culori, ca să vadă fiecare clar: atenție, atenție, și pe bancă, și pe cartea preotului, și pe altar, și pe geamuri, peste tot era scris mare, clar: atenție, atenție. Și au început ei, se gândeau să facem curățenie, o leagă, cum să stăm cu biserica asta, așa. Dar unul sau altul, dacă Iisus a scris lucrul ăsta, că numai el a fost în biserica asta noapte, cum să șterg eu cuvântul pe care el l-a scris? Și nu l-au șters nimeni. Dar, din acel moment, au început să fie atenți. Să fie atenți când intrau în biserică, cum fac semnul crucii, nu așa, am fugărit și dă-i drumul. Scrie acolo, la ghiazmatar, atenție! Cum face cruce fiecare, cum îngenunchează fiecare, cum răspunde la Sfânta Liturghie, cum cântă preotul, cum celebrează Sfânta Liturghie, cu viteză sau clar, frumos, cu pietate. Atenție, atenție, cum dădea paginea, atenție! Așa încât, la un moment dat, ei s-au hotărât să pună și în fața bisericii, scris mare, atenție, la fel și în casele lor, când au ajuns acasă, atenție, cuvântul lui Iisus. Și cu această atenție, viața parohiei s-a schimbat radical. Radical s-a schimbat spre mare bucurie a părintelui paroh. Atenție, Iisus este prezent între noi. Iisus mă vede cum fac cruce, cum îngenunchez, cum celebrez Sfânta Liturghie, ce vorbe mi-e din gură, cum mă comport cu semenul meu ieșind din biserică și așa mai departe. Și viața se poate schimba în bine și încă mai bine pentru cei care spun: da, eu sunt ok, eu mă comport frumos. Poți fi și mai bun. Dacă eu aș fi mai bun, altul ar fi mai puțin rău. Să nu uitați acest lucru. Să învățăm să trăim în prezența lui Iisus. Închei aceste cuvinte, repetând și eu ceea ce Iisus a scris în biserica aceea. Atenție! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu. Atenție! Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și a de la dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul,
care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Hristos a înviat și trăiește pentru totdeauna. Odată cu El a început o viață nouă. Să-i cerem în rugăciunea noastră Tatălui Ceresc ca prin învierea Domnului nostru Iisus să fie transformate toate realitățile pământului. Să ne rugăm spunând: Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca Sfânta Biserică să anunțe lumii cu bucurie și recunoștință învierea Domnului, iar mesajul ei să fie convingător și primit de oameni, să ne rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca Sfântul Părinte, episcopii și preoții să fie călăuze curajoase, care privesc spre viitor cu speranță și știu să arate celor rătăciți calea care duce spre Domnul, să ne rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca persoanele consacrate, în viața lor oferită Domnului în spirit de ascultare, să dea mărturie că Dumnezeu poate umple inima omului, să ne rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca, luminați de Harul lui Hristos, cei care se află în dubiu în ceea ce privește credința, să recunoască adevărul că nu există niciun alt nume prin care să poată fi mântuiți, să ne rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca ospățul euharistic, la care luăm parte în zilele de sărbătoare, să mărească tot mai mult în noi deschiderea și disponibilitatea în primirea fraternă, să ne rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Părinte Sfânt, Tu ne l-ai trimis pe Fiul Tău pentru a ne aduna pe toți în comunitatea credincioșilor. Dă-ne harul de a ști să dăm mărturie convingătoare despre învierea Ta oriunde ne-am afla. Așa Te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Oh.
Luptați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești darurile bisericii care tresaltă de veselie și precum mi-ai dat sămânța bucuriei pascale, dăruiește-i și rodul fericirii veșnice prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Sus inimile. Să-i mulțumim, vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp sfânt în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine.
căci el, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți ființii prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. De față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc în toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc,
ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Amin. La poporul pe care ai binevoit să-l reînnoiești prin tainele veșnice și călăuzește la învierea trupului spre slava nepieritoare prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Urmează. Thank you.
mulți credincioși cât